zmeul nespălat pe dinți, victoria gărgăriței de lemn, fetița și țara fără culori, împăratul copil, motanul fermecat și țara baloanelor colorate, Petruț și mătura vrăjitoare, copilul care aduce învățătura și spiritușul care schimbă poveștile. Sunt tot atâtea demonstrații de stăpânirea artei de povestitor, ce vin să confirme, dacă mai era nevoie, măsura talentului autorului și în acest domeniu jucăuș, dar atât de important. Poate că un moș trăitor prin copilăria Olguței din Medelenii lui Ionel Teodoreanu va fi existat și în copilăria micuțului Petre, pentru ca adultul de astăzi să fi rămas încă de atunci cu dragostea pentru poveștile nemuritoare. De altfel, nu se poate ca basmele lui Petre Ispirescu, alt Petre inspirat, Ion Creangă, Victor Eftimiu sau Hans Christian Andersen, Charles Perrault, ca să menționăm doar câteva nume alese absolut aleatoriu, să nu fi legănat ceasurile de seara ale micuțului, care adormea asemeni tuturor copiilor, numai după ce șoapta, noapte bună copii, îi alinta auzul. Ascultarea și citirea poveștilor împreună cu părinții, citez, face parte din ritualul casnic al relației dintre părinte și copil. Am încheiat citatul, spune domnul Petre Crăciun. Și atunci ne mai mirăm de ce scrie povești? Da, ne mai mirăm. Pentru că fiecare dintre noi am fost copil, am ascultat povești, dar am uitat. De scris nu scriem, de povesti nu prea mai povestim. Unde o fi fiind copilăria din noi? Ne întrebăm și vă întrebăm. Iată că ne răspunde domnul Petre Crăciun, cel care ne așterne în brațe cărțile sale de povești și ne trezește din adormirea nepăsării. Acest volum, Povești din țara copiilor fericiți, cuprinde un număr de povestiri ce vin să se adauge cu grație celorlalte minuni scriitoricești ale domnului Petre Crăciun, despre care criticul Alex Ștefănescu afirmă, citez, pe mine cărțile lui Petre Crăciun m-au entuziasmat. Are un atât de evident talent, încât cei care se chinuiesc de o viață întreagă să scrie literatura pentru copii și nu reușesc, sunt și unii care reușesc, nu înțeleg ce act de magie a făcut Petre Crăciun. Trăiesc cu candoare bucuria de a citi aceste povești fermecătoare. Am încheiat citatul. Cu adevărat, abordarea literaturii pentru copii, gen dificil de altfel, pe care domnul Petre Crăciun o preferă de ceva timp, face dovada unui dar special cu care este înzestrat autorul și a unei deschideri generoase a sufletului pentru micii săi cititori. Toate acestea sunt roadele unui spirit ludic, a unei trăiri autentice, curate și sincere, împodobite cu împletirea florilor de bucurie cu care autorul face acest dar micilor săi prieteni. Sigur că nu ar trebui să ne oprim doar la acest fluviu de concepție a lumii basmelor, în care autorul locuiește cu o voluptate ieșită din comun. La urma urmei, vorbim despre un scriitor care a abordat aproape toate genurile literare, roman, poezie, eseu, interviu, publicistică, literatură, polițistă. Însă astăzi, cu această carte, Povești din țara copiilor fericiți, ne aflăm în lumea literaturii pentru copii, o lume plină de haz, de învățăminte și de lecții importante pentru viață.